Egalitate 0-0. Adrian Gheorghiu se pregătește să execute această lovitură liberă pentru gazde. Îi face semn Ovidiu Hațegan să execute. Multă mișcare în careul de 16 metri. Se aude fluierul arbitrului. Spre lung se duce această minge. Respinge Daniel Tudor. Mingea ajunge la Lucian Sânmărtean. Centrarea lui Sânmărtean spre Acacpo și este gol! Gol, 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 FC Vaslui! Serge Acacpo reușește să deschidă scorul în minutul 25. Un gol foarte frumos venit în urma unei centrări perfecte a lui Lucian Sânmărtean. Al doilea gol în acest campionat pentru Ognadon Acacpo. Iată o revenire frumoasă pentru fotbalistul togolez, care a fost împușcat înainte de Cupa Africii. Iată, revedem această reluare. Foarte frumos a plasat mingea cu capul la colțul lung, depășit acolo Epaminonda de această...